Andreea și astăzi vom vorbi despre o marcă foarte favorită și dragă mie, Aquilita. Aquilita este o marcă grecească. A fost creată, bineînțeles, în Grecia, de doi farmaciști, Nikos și Nick. La început, în 1979, când au înlocuit apa cu infuzii organice de ceai verde, rozmarin și altele. Haideți să vă spun despre măștile mele preferate. Sunt acestea, unele sunt începute, unele nu sunt începute. Haideți prima dată să începem cu această de miere. Aceasta este masca care îmi place foarte des să o folosesc. Ea mai are încă o bucată, deci sunt două bucăți. Când mergi să cumperi de la magazin, ai să vezi că sunt două. Eu dintr-o bucată folosesc cam de două ori. Este o mască bogată în miere, ulei de măsline și proteine de grâu. Pielea este mai catifelată și mult mai suplă. Trebuie să o ții cam 15-20 de minute și după o clătești sunt în jur de 20 până la 25 de lei. Următoarea mască pe care o folosesc destul de des este aceasta din struguri, reduce ridurile, fermitatea, 94% ingrediente naturale, conține vitamina A, conține vitamina E, K10, acid hialuronic, ulei de măsline, deci toate produsele care se găsesc în ele sunt produse naturale. Și recomand, pentru că știu că toată lumea dorește să-și facă acasă o mască homemade, își pune un ou, își pune un pic de ulei de măsline, pui pe față, stai 5-10 minute, un sfert de oră, fiecare cât vrea și se spală. Dar când ești ocupat și ești căsătorit și ai copii sau ai un job care trebuie să stai 8 ore, 10 ore, 12 ore la muncă, cine mai are timp să ia ou, să-l spargă, să mai pună niște ulei de măsline, să și-l pună pe față, să găsească ustensilele care să le pună. Deci pentru mine este foarte greu. Varianta aceasta, să știți că există și pentru ochi. Eu nu am pentru ochi și nici nu am de unde cumpăra, pentru că sunt în Italia și în Italia încă n-a ajuns marca aceasta. Dar am altă mască pentru ochi, este așa, cu Ginkgo Biloba și pe asta am început-o, ieri am pus, să știți că sunt mulțumită și de asta. Aceasta are 87% ingrediente naturale, apa este înlocuită cu ceai verde, castravete și acid hialuronic. Asta este împotriva ciarpnelor și dacă aveți ochii puțin umflați, puffiness, cum se mai zice în engleză. Și asta o folosesc. Dimineața este foarte bine să folosiți când vă treziți, de obicei ochii sunt un pic cam umflați, dacă o țineți și la frigider este perfect. Există cuvinte ca să o descriu cât este de bună și cât sunt de îndrăgostită. Este o mască cu acid hialuronic pentru păr deteriorat. Eu o folosesc cam tot timpul. Haideți să vă citesc ce scrie. Oferă hidratare în profunzime și reface nivelul de umiditate a fibrei capilare. Datorită acidului hialuronic, extractului de aloe organică, de miere, cimbru și proteine din ovăz. În același timp, complexul Apishield, cred că știți ce înseamnă, Apishield înseamnă ca un scut, și uleiurile organice de măsline și jojoba îi furnizează părului nutrienți prețioși, reparându-l și lăsându-l incredibil de sub. Nu mai pot trăi, este balsamul acesta de la Aquilita, este cu miere și migdale. Deci vreau să vă zic că balsam este în jur de vreo 40, între 40 și 50 de lei. Dar credeți-mă, nici un leu nu veți regreta. Eu am părul foarte distrus, eu îl întind cu placa la 2-3 zile,
având culoarea aceasta, este foarte greu de întreținut și este foarte aspru și atunci îmi trebuie un balsam, de fapt, în general, îmi trebuie produse care să-mi facă părul mult mai moale și mult mai ușor de întreținut și mult mai ușor de stilizat. Această mască, cum se zice la noi, bat mâna în foc. Eu sunt genul de om, aștept ca rezultatele să fie foarte rapide. Eu dacă am văzut că masca aceasta îmi trebuie să o folosesc mai mult de o săptămână fără rezultatul, este sigur că nu o vom mai cumpăra. Această mască, în momentul în care ai aplicat, de două ori ai dat cu mâna pe păr și îți garantez că vei vedea rezultatul. Știu, este aproape imposibil, dar crede-mă, pune leuț cu leuț și tu te cumpără masca asta dacă ai păr distrus sau ești blondă, blondă în sensul culorii, nu că ești blondă, sau este tratat chimic părul, du-te și cumpără, crede-mă, îți va fi de folos. Atât am avut de spus pentru ziua de astăzi despre marca Apivita. Nu uitați, este o marcă grecească. Dacă nu sunteți încă lămuriți dacă să cumpărați sau nu, faceți voi un search pe cont propriu sau mergeți și cumpărați niște produse de la Sensiblu. Să știți că nu sunt sponsorizată, este doar o marcă pe care o iubesc foarte mult și care o folosesc săptămână de săptămână, mai exact să vă spun la 2-3 zile cel puțin măștile. Cu astea fiind spuse, vă pup cu drag și vă îmbrățișez. Nu uitați, ne vedem săptămâna viitoare!